Pompierii Gorjeni sunt în alertă. Odată cu debutul primăverii începe și sezonul curățeniei în gospodării, iar astfel crește pericolul incendiilor de vegetație uscată. Autoritățile trag un semnal de alarmă și recomandă cetățenilor să respecte prevederile legale în aceste cazuri pentru a preveni evenimentele negative. Anul trecut, sute de pompieri au fost mobilizați să lupte cu zecile de focare ce s-au răspândit rapid și imprevizibil, mistuind mii de hectare de teren. Incendiile de vegetație distrug bunuri și afectează mediul înconjurător. Nu de puține ori s-au transformat în tragedii în care s-au pierdut vieți omenești. Autoritățile fac un apel către cetățeni. În cazul în care nu respectă anumite prevederi legale, cei care dau foc vegetației uscate se pot alege chiar cu amenzi usturătoare. Facem un apel pentru a determina pe cetățeni să renunțe la igienizarea terenurilor prin incendiere. Arderile de vegetație sunt interzise, iar nerespectarea prevederilor legale se sancționează cu amenzi de până la 2500 de lei. Arderea miriștilor, vegetației uscate și resturilor vegetale se efectuează numai cu obținerea permisului de lucru cu focul, document ce se eliberează de către șeful serviciului voluntar pentru situații de urgență constituit la nivelul autorităților publice locale sau persoana desemnată în acest sens. Cetățenii care ard vegetația uscată trebuie să respecte anumite condiții. Arderea vegetației uscate și a resturilor vegetale se execută cu respectarea următoarelor prevederi generale: condiții meteorologice fără vânt, colectarea în grămezi a vegetației uscate și a resturilor vegetale în cantități astfel încât arderea să fie controlată, executarea arderii în zone care nu permite propagarea focului la fondul forestier, construcții și să nu afecteze rețelele electrice, de comunicații, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere, ori alte bunuri materiale combustibile. Curățarea de vegetație a suprafeței în jurul fiecărei grămezi pe o distanță de minim 5 metri. Desfășurarea arderii numai pe timp de zi. Pompierii transmit că utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu pe timp de vânt sau de uscăciune este interzisă. Totodată, focul deschis nu se admite la distanțe mai mici de 40 de metri față de locuri cu pericol de explozie, respectiv 10 metri față de materiale sau substanțe combustibile.